Rata medie a inflației a crescut cu 5% în 2023, informează Biroul Național de Statistică. Prețurile medii de consum au urcat inclusiv la produse alimentare, nealimentare, dar și la serviciile prestate populației. Tot statistica arată că, prin comparație cu luna mai de anul trecut, în cea din anul curent, prețurile au înaintat cu peste 16%. Prețurile medii de consum în luna mai față de luna aprilie curent au crescut cu circa 0,5% față de 2% cât era în aceeași perioadă anului trecut, informează Biroul Național de Statistică. Înaintarea a fost determinată de scumpirea produselor alimentare cu circa 0,4%, a celor nealimentare cu 0,3% și a serviciilor prestate populației cu 0,8%. În mai față de aprilie, dintre mărfurile alimentare, cel mai mult s-au scumpit fructele cu 5,4%, iar dintre cele nealimentare, încălzămintea cu 0,9%, combustibil și carburanți cu 0,7%, confecții cu 0,6%, medicamente cu 0,5%. În același timp, tot la capitolul alimente de consum, BNS spune că ouăle de găină s-au scumpit cu 11,6%, uleiul vegetal cu 4,7% și legumele cu 2,1%. În decursul unei luni, cu 12,5% au crescut prețurile pentru serviciile în transport de pasageri, în special pentru călătoriile cu avionul. Cu 0,9% au urcat prețurile pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Concomitent, luna mai 2023 față de luna aprilie 2023 s-au redus tarifele pentru serviciile de furnizare a energiei electrice cu 3,2%. Totodată, de la începutul anului și până acum, prețurile medii de consum au crescut cu 5,0%, inclusiv la produsele alimentare cu 4,5%, mărfurile nealimentare cu 1,3% și serviciile prestate populației cu 11,8%. Iar la luna mai 2023, comparativ cu luna mai 2022, prețurile au crescut cu 16,3%, inclusiv la produsele alimentare cu 14%, mărfuri nealimentare cu 8,2% și serviciile prestate populației cu 33,3%. Astfel, inflația luna mai față de aprilie curent a fost sub nivelul inflației înregistrate în Letonia și Slovenia, dar a depășit nivelul inflației din Turcia, Polonia, Macedonia și Austria.